La știrile Bucovina TV alături de noi se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Bine te-am regăsit, Ana! Dotat ca în fiecare zi vei de pe teren sau te pregătești... Oana, la impresie să cheamă. Ah, am înțeles. Zic că eu la unul vorbesc și la unul primesc telefoane. Așa se face, dacă ești... Și filmez cu influencer, amândouă. Așa faci. Așa. Hai să râzi, cu unul am filmat și cu unul așa am venit cu amândouă că... Nu contează. Cum filmezi și cum nu... Așa e. Uite, ăsta este pentru filmat. Ca să, dacă mă vezi ăsta în față, este pentru filmat. Ca să înțelegeți, aici pun microfonul din suport special. Aici pun microfonelul. De aici pun suportul ăla care îl ține așa domnul cameramanul, care este. Deci mă mai fac eu câteodată. Așa, asta este, ăsta este, Oana, dragă, noul instrument TV. E TV într-unul singur. Vorbesc foarte serios. Nu ca 6 camere, 15 flăcăi care să le monteze. Nu, aici ai făcut totul. Se face pe pilot automat și în sistem automat. Nu tu sensibilități, nu tu lumină. Trebuie ce iese. Și instant. Nu contează ce iese, îi dau. Cum așa, ai zis de impresie. Nu de impresie au ieșit aproximativ 100 de oameni pe un drum comunal din Bălcăuți, care face legătura între drumul european 85 și drumul județean 209D, dacă... Ba da, de foarte multe impresii. Atâtea impresii ce aveau omenea, nu îți vine a crede. Am fost acolo. Azi că zic eu că am fost acolo. Hai, am fost acolo. Decul de dimineață, nu se făcu ora 9, băieții de la Bălcăuți au ieșit în stradă. În ce sens au ieșit în stradă? După ce au trecut vreo două tiruri, două la deal, două la vale, au ieșit și în stradă. Prin Bălcăuți, Oana, ce au făcut autoritățile noastre? Știi, drumul european care duce Suceava-Siret, da? De la... se splitează... Se bifurcă la Rădăuță, acolo spre Rădăuță, la stânga, te duce în continuare la Siret. Vine Crănici, Românești, Grănicești, Bălcăuți. E, vreau să zic că din cauza problemelor de la vamă, din cauza greutății cu care se tranzitează vama ucraineană încolo și vama românească, că nu e mare diferență, e... Coada de mașini este foarte mare. Autoritățile noastre ce au gândit? Ce bă, stai așa, ca să nu mai fie, unul lângă altul tirurile, că n-ai stânga-dreapta, n-ai unde să le parchezi, alte parcări mari nu sunt, deci e dezastru. E dezastru în zonă. E, ca să nu mai treacă unul pe lângă altul tirurile și nu mai poate fi mașinile mici să mai meargă, autoritățile noastre ce au zis? Au deviat, nu? Au deviat de la ieșire din Siret, cum urci panta din Siret, imediat te deviază la stânga. Mic, mare, nu mai contează cum ești. La stânga, la revedere. E, de acolo poți să o iei în varianta asta. Intri prin Bălcăuți, faci Bălcăuțul prin comună și ieși tot în european, dar mult mai la vale, la intrare în Bălcăuți, nu la ieșire din Siret, da? Deci, ca să poți să-ți dai seama de... Deci, e cumva un bypass au făcut așa, știi? Ca să mai echilibreze zona sau nu vii prin Bălcăuți, mergi mai departe ca la Findești, Dărmănești și ieși acolo la zona aia ciudată, tare, când cobori panta la Dărmănești și urci către Suceava. Așa e o nebunie întreagă. Acolo trebuie făcut ceva, nu știu când se va face. E, băieții s-au suprat, au 100 de oameni, au ieșit cu mașinile în drum, stați aici până vă plictisiți. Autoritățile noastre, îți dai seama, poliții, dată acolo cu amenzi. Oamenii s-au săturat, Oana. Am fost acolo, am văzut, crapă asfaltul, crapă casele, ăla e drum de 7 tone, 7,5 tone. Acolo se duc cu sutele de tone, odată. Pe minut. Au rupt sensul giratoriu, au rupt tot acolo. Au spart, au sfărmat cu tirurile. Au sfărmat și continuă să sfarmă. Oamenii au zis, bă, nu mai, gata, nu mai. Nu, ne-am săturat. Bă, prefer să plătesc cu amendă, dar nu distrugi casa. Nu mai pot să meargă, nu mai pot să iasă o găină în drum, Oana, să mai pască și a liniștit asfaltul. Nu mai poate ieși, mai poate și un cățel acolo în drum să mai socializezi cu ceilalți câini de la vecin. Nu se face așa ceva. Râdem, glumim, dar lucrurile sunt complicate acolo la Bălcăuți. Oamenii s-au cam săturat și nu mai suport. Au ajuns la o înțelegere azi în ce sens? În sensul că nu... Cu autoritățile, cu autoritățile, cu poliția, cu un echipaj de poliție va survola zona și nu-i va lăsa pe cei cu tirul să intre prin comună. Deci ei cu tirul treceau prin comună, Oana. Prin drumul ăla. Deci n-ai loc să treci două căruți acolo și ei cu tirul. Unul la deal, unul la val. E dezastru. Bun, dar sunt indicatoare înainte care te direcționează, cum sunt, de exemplu, în Câmpul Lung sau pentru traficul greu? Da, sau cei care conduc tirurile o iau așa... Nu sunt soluții. Prin stație sau mergi pe acolo că e mai bine. Că tu ăștia la stânga, la dreapta, la poate înainte, nu ai treabă, mieri. Tirurile pline, cu greu, cu petrol, cu ce sunt acolo, că îți dai seama. Să face un trafic pe acolo, Oana, spoară pietrele prin casele oamenilor. E complicat și e cumplit. Iar soluții ghici sunt? Nu.
Asta vreau să spun că, din păcate, probabil că nu se va termina săptămâna viitoare, nici luna viitoare. Războiul. Deși ne-am dorit cu toții să se termine. O an, aia e de lungă durată. Am mâncat eu ciuperci cu aprilie, gata. Nu, războiul va dura așa cum e el, liniștit, Rusia continuă să-și facă treaba. Noi ne facem treaba. Nu, intră pe alt teritoriu și e păcat. Da, eu vorbesc de cei din Bălcoți, i-am înțeles. Era un domn acolo, Ilie Humeniuc, care a fost protestatarul spontan, care a inițiat toată povestea. Mințeam, 100 de oameni, adică nu e. Tot ce era pe acolo prin zonă. E mult pentru... Foarte mult, Oana. Nu mai pot, oamenii. I-am întrebat, i-am intervievat. Oamenii nu mai pot. Chiar nu mai pot. Oana, nu te supăra. Să-ți treacă pe sub casă 60 de tone din minut în minut câte una, nu mai e. Nu mai e. Unul frânează, unul claxonează, unul merge, unul în rampă, unul în pantă. E cumplit. Ăla nu e drum pentru... Drumul din comună nu sunt pentru așa ceva, Oana. Corect. Nu sunt pentru așa ceva. Că de-aia se cheamă drum de mare viteză și de mare tonaj, european. Păi la tati, ăla trebuie folosit. Nu mă interesează. Făceți, găsiți soluții, dar nu la mine prin și casă. Acum în orice direcție merge, nu știu, poate n-am dat noi importanță înainte, poate nu ne-am uitat așa de atent la numerele de înmatriculare. Acum, vezi, tiruri de Ucraina... Fui. Numai, nu contează unde întorci privirea. Rar găsești un tir de, cu numere de România. Rar. Ucraina, frățicule, și-am zis și eu și ți-au și oameni, bă, da, astea vin încărcate. Deci alea astea fac trafic de marfă. Că nu vin dincolo, merg înspre. Mă înțelegi? Adică ele fac business. E pe business, e pe bani. Și mie strici casa. I-am adică cumva se profită un pic de situația asta cu războiul și... Slavă Ucraina. Pe principiu că toată lumea înțelege... Greșeala e noastră. Dacă am impune o serie de taxe, vorbesc foarte serios. Că se poate. Că de-aia se aglomerează vama de la... Mai știi vreun alt punct de trecere a frontierei? Prin Suceava? Nu mai este. De mare, nu mai este. Se tot laudă că îl fac. Bun, că deschid și la Botoșani și... Bine, pa, știi cum? E, dacă am luat și noi taxe cum se iau în Republica Moldova, să vezi că n-ar mai... Ar mai... Da, la Suceava, free, frățicule. Cum free? Tot te liniștit. Dă-i blană. Nu știu cum se spune în ucrainește, dar dă-i blană. Dă-i, tată. Full de aici. Arde acolo cu băieții că nu-i nicio problemă. Acolo poți să treci prin curtea, prin sufrageria omului că nu-i problemă. Și am nicio, după unul prin peci, dai prin stație, frumos, prin canalul 21, că e pe 21 vorbesc, nu pe 23, dă-i de la joc. Da, în altă ordine de idei, scurt, da. Tot de drumuri, scurt, scurt. În seara aceasta începe festivalul de artă medievală, nu? Mâna grindă, frumos, pregătiți. Cu parada. Da, pe diseară. Diseară, da, această seară, da. Pe la 8, cred că, da, Suceava... O să fie așa bine. Că va fi un weekend ce avem în weekendul ăsta? Frumos, un weekend frumos. Da, ce avem la începutul săptămânii? Weekendul e plin. Și săptămâna începe cu sărbătoare. Iar de luni sărbătoare, 15, cu... Sfânta Marie, Rarău, mare, cu Rarău, cu vreo 7 comuni, ziua comunii, Putna, Adâncata. Cacica, Adâncata, care îmi vine acum în mintele ăsta, Pârtești de Sus, nu în Bucovina. Este, Oana, ne vedem miercuri viitoare. Ne vedem miercurea viitoare. Dar până atunci trebuie să mă duc și eu la anunț, la cumătrii, la acolo. La Ciocănești, la... Ciocănești, iarăși, ferească, ce acum weekendul ăsta e... Dacă îți pui mintea, dacă îți pui mintea ca jurnalist, îți spun, miercuri ne vedem, că nu așa, dacă îți pui mintea ca turist, tot așa, trebuie să-ți iei ficatul la tine și încă două labări în separat. Să ai la pachet de schimb, că nu poți duce. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te aștept mâine, totuși aici la știrile Bucovina TV.